Încă de la ora 7 s-au așezat la coadă primele persoane. Oamenii nu erau deciși să cumpere un produs anume, erau curioși să vadă ofertele. Vor fi produse nealimentare cu 50% reducere, vă interesează ceva? Vedem acum când o merge înăuntru. Dar aveți ceva în plan? Nu, nu. Sunteți curioasă să vedeți oferta? Sigur, sigur. Doamna dumneavoastră, aveți ceva în plan? Nu am nimic, dar să văd oferta și luăm și noi după bugetul nostru, după bani. De la ce oră îți veni? La 7:10, așa. Așa, aproape prima, că nu sunt prima. Să văd, să vedem despre ce e vorba, nu-i neapărat să cumpăr. Poate e ceva nou care nu găsești în alte magazine. E o chestie de genul ăsta, nu altceva. Să zici, domne, că mă duc pentru un obiect anume. V-am auzit mai devreme că spuneați că e exclus să cumpărați o tigaie. Absolut. Nu iau nicio tigaie. Aproximativ 200 de persoane s-au strâns la ora deschiderii. Ce vreți să... Încercați să intrați înainte? Ei! Aveți prioritate, văd. Ce da, dacă vă dau? Aveți eu un plan să vă cumpărați ceva anume? Da, ce vreau să vedem. Sunteți curios să vedeți ofertele? Da. Nu de oferte, magazin nou. Cei mai mulți susțin că în zonă nu era nevoie de încă un supermarket. O investiție care să genereze crearea mai multor locuri de muncă ar fi fost de preferat, susțin unii târgujieni. Dacă sunt la un preț accesibil, de ce nu? Asta e. Nu, sunt destule. Cred că era nevoie de altceva, de altă investiție, de locuri de muncă. Uite, de exemplu, pe locul ăsta putea să facă o fabrică de confecții Giorno, cum zic italienii. Sau știu eu altceva, nu. Toată zi, magazine, dar de unde o să mai fie și bani? A fost nevoie de câțiva paznici pentru ca totul să se desfășoare în condiții pașnice. Ne certăm cu cei care sunt s-o de rând. Lasă intre, că nu intre nimeni, că n-au ce lua așa. Eu uite să spune, nu mă lua de zi, mă. Păi, nene, acolo, că n-ai ce lua așa. Lasă are după partea cealaltă, te joc de... Uitați unde-i coada. Lasă să intre, că n-ai ce lua așa. Mergeți în spate, la rând. Haideți, vă rugăm frumos. În magazine, bătălia s-a dat la tigăi sau la ofertele din sectorul auto. Cei mai mulți au cumpărat huse, cricuri sau preșuri pentru mașini la prețuri reduse. La tigăi. Da. Nu. Noi ne-am luat așa strictul necesar ce ne trebuie. Care a fost cea mai bună ofertă? N-am avut timp de ofertă, că trebuie să plec la serviciu. Am luat repede. Cred că sucul de morcov, că e natural. Mașină, bomboane, cafea. Și mi-a trebuit pentru casă. Foarte bune toate. A fost bătălie la cricuri? Nu. Ba da, la cricuri da. Da. Alții au fost doar curioși să vadă ofertele. Cert este că nimeni nu a ieșit cu mâna goală din magazin. În câteva zeci de minute, parcarea supermarketului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru târgujienii care au vrut să consulte reducerile anunțate.